De preferat, e bine să culegeți flori de soc, cum îi zic eu aici, junglă, adică undeva departe de departe, să nu fie chiar pe marginea șoselelor sau drumurilor prăfuite. De ce anume? Fiindcă uitați-vă ce-i pe mâna mea. Acest poren, dacă am spălat florile, s-a pierdut. Adică s-a pierdut exact ce e mai bun din socată. Aroma cea mai plăcută în acest poren este, și dacă l-am spălat așa cum am văzut că dau unii mari indicații cum să prepare o socată și de asemenea pun florile cu cozi așa cu tot, păi coada asta e toxică. La ce să folosească, ce să caute părțile astea de cozi în socată? Deci, dacă vreți să faceți o socată bună, luați numai partea fluorescentă, adică numai floricelele astea albe. Atât. De asemenea, de ce să pui felii de lămâie cu coaje cu tot? Coaja n-are ce să caute, că noi nu dăm aromă de lămâie la socată. Folosim zeama de lămâie pentru a-i da un gust pe lângă dulce, să fie și puțin acrișor. Exact cum e mai plăcut. Deci ca gust punem lămâie, nu ca pentru aromă. Păi aromă, atunci fac sirop de lămâi și beau suc de lămâie dacă este, da? Dar dacă îmi propun să beau socată, apoi mă mulțumesc și vreau doar aromă de socată să simt acolo. Deci rămâia, dacă o pun, cum am spus, o pun doar pentru a-i da un gust puțin acrișor. Da? Deci, exact 400 de grame cântărite de aceste floricele, numai floricele, la un bidon de 5 litri de apă, 400 grame de zahăr și zeama de la 2 rămâi. Asta e cea mai ideală rețetă pentru socată. Să știți. Și acum depinde de fiecare. Dacă cei care le place și vinul, pot să lase să fermenteze până la 4 zile. Mie nu-mi place acel gust să simt eu fermentat și eu o țin doar o singură zi, 24 de ore, adică exact cât să-și tragă apa, aroma din flori. Deci pentru asta e suficient, adică și numai după o singură zi, garantez că socata e foarte aromată și foarte plăcută la gust. Iată, eu nu trebuie să mă deplasez foarte departe ca să culeg soc. Am și pe aproape de mine destul.